Andrew Tate, că e cel mai vizionat. Ia să-mi scot astea. A, e serie de profesor. Da. Și e și cerut de oameni și am făcut și noi, am făcut o mică selecție aici. Bă, da, e frumos. Nu știu, îmi pare rău că are multe, e vai de steaua lui, dar arată bine. Nu știu, nu ți se pare că seamănă cu David? Serios, cu mâinile, uite cum ține mâinile. Și uite ce trăsături fine are. Știu că n-ar trebui să încep cu asta, dar mie îmi place, mi se pare că e un bărbat foarte frumos. Cel mai bine aștepți până primești o dată avertizare, nu primești nimic din prima și e mai relaxant decât pe YouTube. Ok, chiar trebuie să ne uităm la Andrei Țâțe? Păi, dacă lumea cere să-l comentăm și noi, nu știu, Andrew Tate, primul video pe rețelele de socializare după ce a ieșit din arest. De anul trecut am fost închis 24 ore din 24, spune G4 Media, prin Andrew Tate. O oră acasă și nu mai suport telefonul. Înainte să comentăm chestia asta, ar trebui să luăm un articol pentru oamenii care nu știu cine este Andrew Tate. Uite-l aici în ipostaza lui de mascul, alfa, mare om feroce. Așa, o anchetă realizată de The Observer dezvăluie cum fostul kickboxer, el a fost și campion mondial, mi se pare, la kickboxing, nu? Nu știu, sau atât de bine. Așa, și concurent la Big Brother din Luton, Andrew Tate, a trecut în câteva luni de la obscuritate la faimă globală pe internet. Tate susține că locul femeilor e în casă, că nu pot conduce și că sunt proprietatea unui bărbat. Și asta l-a făcut pe el faimos pe net, că spune rahaturi de genul ăsta. De asemenea, el crede că victimele violurilor trebuie să poarte responsabilitatea pentru atacurile lor și se întâlnește cu femei cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, pentru că poate lăsa o amprentă asupra lor potrivit videoclipurilor postate online. În alte clipuri, kickboxerul britanico-american, care pozează cu mașini scumpe, arme și se prezintă ca un playboy care fumează trabucuri, vorbește despre cum să lovească și să sufoce femeile, să le distrugă bunurile și să le împiedice să iasă în oraș. Trebuie să scoți maceta, să o lovești în față și să o prinzi de gât, taci din gură târfă, spune el într-un videoclip, mimând cum ar ataca o femeie dacă aceasta l-ar acuza că îl înșală. În alt clip, el descrie cum arunca lucrurile unei femei pe fereastră. Într-un al treilea, el o numește târfă proastă pe o fostă iubită care l-a acuzat că a lovit-o, acuzație pe care o neagă. Păi stai, nu spunea că trebuie să scoți maceta, să o lovești în față și să o prinzi de gât? Adică spunea chestia asta și după aia zice că neagă? Nu înțeleg. Părerile lui Tate au fost descrise ca fiind de un misoginism extrem de către organizațiile de caritate pentru abuzul domestic, capabile să radicalizeze bărbații pentru a comite rău offline. Asta este adevărat. Mie mi se pare că, într-o anumită măsură, dacă ai suficientă notorietate, poți schimba felul în care vede lumea un subiect. Man, eu acum 2 ani am avut dite scandalul și am retras prima carte românească de pe piață care era la editura mea. În urma acestui scandal, nu știu dacă îți mai amintești, actorul George Burcea, care avea carte la mine, a declarat într-un live că unele femei ar fi ok să fie bătute, lovite cu scaune și așa mai departe, a avut un acces de fură și am retras cartea de pe piață, cartea lui. De ce? Pentru că cartea lui era împotriva violenței domestice. Da. Din povestea lui Mike și așa. Și adică am prins din plin atunci o grămadă de, nu știu, efecte foarte mari pe care le-a avut netul și împotriva editurii inițiale, deși nu avea sens, după aia împotriva lui, după care reacțiile lui, unele ok, unele not ok. Băi, în momentul când ai, când oamenii te urmăresc și mă refer deja, ai o minimă responsabilitate, să nu fii chiar idiot, știi, da, complet, că tu poți să ai unele păreri, nu știu, whatever, ține dracu pentru tine, că nu ne interesează chestia asta. E o variantă foarte extremă. El așa a vrut să-și facă, ăsta e un descelerat, el așa a vrut să-și facă, publicitate, așa a devenit notoriu, prin niște căcaturi de gen. Știi ce cred eu, dar nu am, na, îți dai seama, n-am citit nimic despre asta, nu sunt foarte informat, dar Andrew Tate e de vârstă cu noi, are 36 de ani acum, asta e un articol un pic mai vechi, e de vârstă cu mine, tu ai 37. Da.
Și, big difference. Da. Și într-un fel știu de unde vine, cum ar fi. Adică și din cauza asta mi se pare foarte periculos ce face el acum. Pentru că la un moment dat, în dezvoltarea mea, când eram prin liceu, mesajele pe care le primeam din cinema și din mass media erau așa de toxice că începusem să le cred cumva. Adică eu am crescut cu Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, filme din astea de acțiune în care bărbatul e foarte fioros, 007, care este, dacă te uiți acum la filmele vechi cu James Bond, sunt foarte nasoale, nu sunt, nu știu, își bate joc de femeile alea cu care se culcă for fun, uneori nu obține acordul lor, le strânge prea tare, le ia în brațe, aia se împotrivește, el zice hai că o sărută mai tare, până la urmă aia se lasă, ceea ce nu e ok, știi, nu e tocmai ok, dar eu numai asta am văzut și atunci când eram în liceu, deși în jurul meu, bine, eu n-am făcut niciodată nimica pentru că am fost un om foarte timid, dar îmi imaginam că dacă, când îmi imaginam eu în liceu cum ar fi să am o iubită, mă gândeam că trebuie să o cuceresc în felul ăsta. Mă gândeam că asta se așteaptă de la mine. Așa percepeai tu masculinitatea? Da, da. Ca o chestie, mă gândeam că trebuie să mă duc la sală, că trebuie să fac mai mulți mușchi ca să mă placă, că trebuie să fiu foarte tupeist, că trebuie să, că dacă îmi spune nu, e un semn de da și că trebuie să mai insist. Știi? Da, astea și făceau parte din cultura aia. Da. Pe care și eu mi-o amintesc destul de bine. De exemplu, unul din seriale de mare succes de când eram eu mic și tu mic, cred, Familia Bundy. Da, 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 da. Că eu nu știu, deci ăla era de la un cap coadă. Da, un cap o mizerie totală, dar nu, eu n-am avut chestia asta, nu știu, nu. Bă, nu știu, am avut și alte filme la care mă uitam cu mare drag, filme, dar unde erau prezentate cu totul altfel lucrurile. Habar n-am, nu știu, adică n-am văzut-o ca model. Niciodată nu mi s-a infiltrat chestia asta. Eu am avut modelul ăsta clar în cap. Dar s-a spulberat foarte repede în momentul în care am avut prima iubită. Pentru că îmi păsa de ea, adică inițial am încercat. Îți păsa de animal? Da, îmi păsa de inițial am încercat, când am ieșit eu la primele întâlniri cu ea, am încercat să fiu mascul feroce, să credeam că asta o să meargă. Aia mă plăcea oricum și cred că a ignorat căcaturile care ieșeau pe gura mea la primele întâlniri sau pur și simplu a așteptat până mi-a trecut mie, știi? Da. Dar în momentul în care ne-am sărutat, ne-am plimbat în parc, am devenit foarte interesat de ea, am renunțat la rolul ăla și eram, uite, noi doi, hai să vedem, știi? Nu puteam să pretind tot timpul că dar cred că ce-mi imaginez eu, teoria asta a mea personală, este că poate că unii dintre noi, că presupun că se referă la, cred că generația noastră îl urmărește, nu cred că ai 20 de ani și asculți rahaturile astea, sau poate tu dacă n-ai reușit până la urmă să pui mâna, nu cred că ține de generații, nu cred deloc. Da, poate nu ține de generații. Dar cred că niște oameni care n-au reușit să aibă măcar o întâlnire cu o femeie, care să se uite la ei și să fie, nu știu, să fie așa, relaționarea asta umană, se afundă din ce în ce mai tare în povestea asta și au senzația că, pentru că da, până la urmă dacă ești milionar și ai nu știu câte mașini, o să fie niște femei interesate de tine, indiferent cât de nesimțit ești, există niște oameni care sunt interesați de statutul tău, de notorietatea ta, poate, de banii tăi. Da, am văzut chestia asta și fără notorietate și bani. Băi, am cunoscut în atâtea contexte când am fost, de la joburi, școală, facultate, chestii, bărbați, nu că misogii. Da. Bă, mă îngrozeau pe mine. Deci când ei discutau liber povești de chestiile alea, claci, m-a futut pizdaia cu nu știu ce, care, bă, n-am fost niciodată în zona aia. Da, e absolut deloc. Da. Adică ei transformă o, nu știu, o plăcere sexuală într-o dominare masculină în care da, n-a mai cunoscut bărbat după mine. Adică niște căcaturi de nonsens. Adică până și chestia asta, nu? Să-ți uiți pula. Adică transformi o chestie foarte marfă într-o mizerie. Da, nu, Tot, și am cunoscut genul ăsta de oameni, bă, și fără notoritate, fără
nu știu, bani sau așa, de multe ori vedeam o grămadă de fete cum își iau o țeapă directă că se duceau spre ei pentru că mimau încredere. Sau pur și simplu le plăceau niște bad boys, dar a nu confunda bad boys-ii, care cu adevărat bad boys, cu panoramele astea de genul Tate, eu așa le zic, panorame de genul Tate, care na, pentru mine mi se pare mai grav că se uită atâția în gura lui. Da. Că trebuie să se intervină, bă, la cenzurare și chestii. Și tot ce ai nevoie este să te placă și pe tine cineva și să fie blând cu tine, pentru că tu asta vrei, nu știu. Nu cred, eu nu pot să cred că cineva vrea o relație în care să domine o femeie și să fie aia o bucată de carne și ce fel de... Măi, când te ține cineva în brațe, știi? Știi ce zic? Da, să te mângâie cineva, să fie de la egal la egal, este așa de frumos. E... Da, mă, și să împarți chestii împreună. Da, și să împarți, aia e cea mai mișto chestie, știi? Da. Când... Ce sens are să, nu știu ce dracu, cum poți să trăiești toată viața gândindu-te să, că trebuie să le bați, că trebuie să le... Da, nu știu ce să zic. Adică n-am, nu știu ce altă reacție să am. Tate, în vârstă de 35 de ani, nu e o personalitate marginală care se ascunde într-un colț obscur al rețelei întunecate. În schimb, el e una dintre cele mai cunoscute figuri de pe TikTok, unde videoclipurile cu el au fost văzute de 11,6 miliarde de ori. Adică unii au văzut de mai multe ori, că eu n-am văzut, de exemplu, pe TikTok. Și suntem 8 miliarde, nu? Bă, dar nu e numai Tate. Apropo de TikTok în reală și chestii, că ți-am zis că mie îmi place TikTok-ul și cel puțin pe zi am o jumătate de oră de relaxare minimum cu TikTok. Nu e numai Tate. Tate e așa, un vârf de lance. Uită-te la muzica asta, cum îi zice... Eu nu suport, de-aia și îmi iese din cap. Nu, da, dubstep e ok. Nu, mă. Asta, mă, cu vocile astea electro... Cu... Nu știu, frate. Așa. Muzica, hai, man, aia? Muzica asta de acum, de o cântă... Trap. Trap-ul, mă. Așa. Cu s-o fucă, s-o ți-o bag, să te... Bă, stai un pic, trap, tu ai... Trap-ul te-a zis lumea. Da, mă, trap. Tu ai auzit ce zic băieție? Nu ascult trap. Nu. Păi, nici măcar nu ți-a trecut, că nici eu nu ascult trap. O știu pe aia, cu sos de la Shelly, nu? Aia e trap în cantități industriale, aia, nu? Da, mă, dar mă refer la piesele de genul pe relații, da? Pe intimitate, pe ce zice Tate. N-am cu sofa, să-i dai la scârbă, să-i dai în bocă, că să-mi bagă în tine, se pune, băi, și văd, toată lumea, bum. Că tu ziceai de 35 de ani, ce vorbești, mă, că ăștia n-au succes la 35 de ani. 36, okay. 37, adică mostly vorbim de 20 în minus. Fete multe care ascultă chestia asta. Da. Sunt niște, nu știu ce să le zic, sunt niște răbufniri. Nu înțeleg dacă se uită la ei pentru că îl cresc sau se uită la el de entertainment. Există și varianta asta. Da. Că și eu mă mai la clipuri, modelul, iau telmă și pe ăsta. Și mă uit, știi, iau, bă, chiar vreau să-l văd ce duce capul pe omul ăsta, știi, adică ce nu-l duce capul. Da. Și mă uit, de-aia zic, nu, Tate, sunt foarte mulți Tate și sunt foarte mulți Tate și de România, adică români, da? Cum e și roșia românească. Da, produse noi, locale, dacă avem... Sunt mulți oameni care trăiesc așa, dar e păcat să trăiești așa și e păcat să asculți omul ăsta. Pentru că nu e așa de sofisticat, nu știu, nu e așa de complicat să faci rost de o iubită și dacă sunt așa de mulți oameni disperați și îl caută pe el, e trist, frate, nu știu. Dar tu îți dai seama că oamenii ăștia nu au înțeles ce este aceea, o relație? Da. Nu, efectiv, n-ai cum să simți o chestie de iubire, de aia adevărat. Băi, să fii îndrăgostit. Da. Bă, n-ai cum să trăiești căcaturile și să spui dacă femeia de lângă tine e speriată de tine sau dominată de tine într-un fel sau asta, nu mai e o relație în care să te simți tu dorit, să se simtă ea dorită, să fiți împreună acolo, prezenți în acest moment, în actul amorului. Nu știu. E... Doria. Da. Yeah. Eu nu cred că tot ce spune, crede. A văzut ce spune, prinde la public și se duce în absurd. Probabil, și eu-s de părerea asta. Eu nu cred că cineva poate să trăiască cu atâta ură față de sexul opus și să... Bă, dar față de oricine, mă. Față de oricine. Pentru că îți umpli viața de jeg și până la urmă
Nu știu, de ce dracu trăiește așa? De ce să trăiește așa? Mai ales că ar putea fi mult mai bine și pentru el, nu? Ar putea să-și găsească un om cu care chiar să înțeleg. Problema la Tate nu e ce a zis el, mă dorem pic, și cred că e ce a făcut el. Problema e că, da, e pește. Păi și nu e orice fel de pește, adică stai un pic. Asta mai târziu. Deci, prezentat ca un guru, continuăm articolul, el oferă fanilor săi, în majoritate bărbați, o rețetă pentru a face bani, a atrage fete și a scăpa de matrice. Filmul tău preferat. Tate a trecut în câteva luni de la o quasi anonimă la una dintre cele mai mediatizate persoane din lume. În luna iulie a anului trecut au existat mai multe căutări pe Google pentru numele său decât pentru Donald Trump sau Kim Kardashian. Excelent. E într-un trio... Ascensiunea sa rapidă spre faimă n-a fost întâmplătoare. Dovezile obținute de Observer arată că adepților lui Tate li se spune să inunde rețelele de socializare cu videoclipuri cu el, alegând cele mai controversate clipuri pentru a obține un număr maxim de vizualizări și implicare. Deci e agresiv și în chestia asta, normal dacă e agresiv toată viața. Efortul coordonat în care sunt implicați mii de membri ai Academiei Online Private Hustlers University al lui Tate, deci are și așa ceva, și o rețea de conturi de imitatori pe TikTok, a fost descris de experți ca fiind o încercare flagrantă de a manipula algoritmul și de a stimula în mod artificial conținutul său. În mai puțin de 3 luni, strategia a adus un număr uriaș de fani online și a adus potențial milioane de lire sterline, 127.000 de membri, plătind acum 39 de lire sterline pe lună pentru a se alătura comunității Hustlers University. Incredibil! E, aici, frate, aici... Mamă, câți bani face băiatul ăsta! Nu vine să cred din prostiile astea. Doamne ferește, nu-l mai plătește. Dacă e vreunul dintre voi care îl plătește, măi, întrebați-ne pe noi de relații. De-aia fet un broadcasting alone. Serios, mult mai bine. Așa, cu toate astea, în ciuda faptului că o mare parte din conținut pare să încalce regulile TikTok, care interzic în mod explicit misoginismul și conturile de imitatori, platforma pare să fi făcut prea puțin pentru a limita răspândirea lui Tate sau pentru a interzice conturile responsabile. În schimb, l-a propulsat pe Tate în mainstream, permițând ca clipurile cu el să prolifereze și promovându-le în mod activ în rândul utilizatorilor tineri. TikTok e o afacere, asta face ea. Nu știu, poate n-ar trebui să facă asta. Altă discuție. Crescut pe o proprietate din Luton, fiul al unui asistent de catering și al unui maestru de șah, Tate a ținut mult timp prima pagina ziarelor pentru că a stârnit controverse. Pe parcursul celor 20 de ani a lucrat ca producător de televiziune, în timp ce s-a antrenat ca kickboxer la sala de sport local, ajungând să lupte la nivel profesionist și să câștige titluri mondiale. Asta e meritul lui, bravo lui. În 2016, cariera sa publică părea să fi încheiat, când abia începuse, atunci când, după ce a fost distribuit în Big Brother, a fost expulzat din casă din cauza unei înregistrări video în care apărea lovind o femeie cu o curea. Deci asta okay. A trecut și la fapte, nu numai. Ok, da. Superb. La scurt timp după aceea a apărut un al doilea videoclip în care a arătat spunându-i unei femei să numere vânătăile pe care se pare că i le-a provocat. Atât Tate cât și femeile au negat că ar fi fost vorba de vreun abuz și au spus că clipurile arată sex consensual. Ok, dacă au spus și ele... Na. Au urmat alte controverse. Pe pagina asta... Bă, dar de ce... Mă rog, altă chestie. De ce s-o bați, mă, pentru sex? Nu știu, poți să nu o bați? Stai, mă, că, bă, dacă a fost o chestie consensuală... Da, chiar și consensuală. Mi s-a întâmplat și mie. Am ieșit cu una care dorea să fie bătută. Și de ce, dracu, de ce să faci chestia asta? Nu știu. Nu face. Fuck that shit. Bă, da, dacă le-a plăcut la amândoi, cum ăla? Da. Pe pagina sa de Twitter au fost găsite mesaje care conțineau insulte homofobe și rasiale, apoi în septembrie 2000... Și asta mi se pare că tot generația noastră e un pic... Când eram în liceu, totul era să nu fii gay. E asta e gay sau nu fii homo. Da, asta era. Știi? Era. Mamă, ce porumbel gay e la fereastră. Mai degrabă, că mi-amintesc de școală și colectiv de ăsta, de liceu și așa mai departe, nu aveam o chestie de misoginism, cel puțin mie nu mi s-a întâmplat, okay. Atunci, după am observat, da. Chestii chiar nasoale, da, pe homofobie erau, deci eu n-am... Da. Eu era nu băgam... Băi, eu motiv, nu știam că există! Atât de tare era... Da. Băi, da, nu fi gay, nu fi... Apoi, în septembrie 2017, el a fost criticat de organizațiile de caritate pentru sănătate mentală pentru că a spus că depresia nu e reală. Păi, na, trebuie să fii prost până la capăt. În următoarea lună, el a intervenit în campania Me Too, spunând că femeile ar trebui să poarte o anumită responsabilitate pentru că au fost violate. O opinie pe care a repetat-o de atunci și care, printre alte incidente, a dus la excluderea sa de pe Twitter.
O opinie din secolul 17, dacă vă veți uita la clipul de pe Zayafet, istoria violului, da, pe care YouTube-ul l-a demonetizat și nu l-a băgat în față foarte tare, dar cu date, băi, pe mine m-a spart și cartea și informațiile care erau acolo. Da. Pentru că trebuia să ce responsabilitate pe victimă. Ea era vinovată numai dacă îi se aducea o ofensă soțului sau a familiei care ținea de ea, el a putea să dea în judecată, numai cu acord să meargă în instanță. Unde în instanță oricum nu rezolvai nimic. Da. Trebuia să se ia în considerare fama femeii. Stai, deci cineva a violat o femeie, un bărbat. Și cine dă în judecată? Bărbatul ăla? În instanță? Da, nu, femeia nu se poate duce decât bărbatul cu acordul. Bărbatul care a violat? Nu, bărbatul femeii violate. Da. Pe cine dacă dă în judecată? Nu, se duce în instanță să demonstreze că femeia lui a fost violată de... A, ea singură nu. Decât foarte târziu, prin secolul XVIII, cu acordul lui, oricum, da. Și nu era băgată foarte mult în seamă, trebuia să meargă o chestie la o demonstrație care era absurdă. Da. Și trebuia să aibă marturi că a țipat pe tot timpul. Dacă s-a oprit un minut, înseamnă că a fost de acord până la urmă. Da. Trebuia să reziste până la final, să existe martori și apoi... Să se facă un dosar în care să stabilească fama femeii, adică onoarea ei, și dacă a văzut o chestie că s-a auzit că s-a uitat după unul sau altul, era oricum... Nu puteai să demonstrezi violul. Erau la modul... În istoria, în arhiva lor, au fost 10 cazuri în 100 de ani. Și știi de ce au fost? Pentru că erau pe minore de 4-5 ani. Și acolo, și acolo au reacționat și au pedepsit cu moartea. Dar altfel violul era așa o... Deci vedeți istoria. Bă, de acolo vine băiatul ăsta. În de acolo vine. În 17 la noi în țară, ca să divorțezi, se spunea să urci dealul mitropoliei, că stăteai pe dealul ăla și așteptai coada la divorț. Și un bărbat putea să divorțeze dacă avea vânătăi și spunea că au fost de la femeia lui. O femeie, adică de exemplu venea la beat acasă și aia lua la șuturi, în șanț că e prea beat sau ceva, știi? Și ăla era gata și lua și zestre. Așa. Adică partea femeii din căsătorie de pe vremea aia. Bărbatul avea un teren de obicei și femeia venea cu zestre, cu o ladă, cu, mă rog, nu contează. Și femeia putea să divorțeze dacă a fost bătută în repetate rânduri cu obiect de fier de față cu alți martori. Nu pot să cred. Da, și a fost pusă viața în pericol. Trebuie să demonstrezi și chestia asta. Și atunci a putea să divorțeze. Da. Nu o bați pentru sex, o bați în timpul sexului. E o mică diferență importantă, cred eu, zice Florinel. Da. Schema MLM e genială, dar efectele asupra băieților tineri sunt prea mari. Păi, nu știu, mi se pare foarte ciudat că există chestia asta pe internet și că are atâta succes. Nu pot să cred că există bărbați, băieți, știu și eu cine sunt, care asta doresc. Să caute rețeta asta ca să forțeze o femeie sau să... Ia de cum văd eu chestia asta. Da. Noi când eram puștani, puștani, la modul... Băi, atunci când se formează chestia, mai ales concepția pe care ai despre relație, atât cât o ai la, nu știu, perioada preadolescentină chiar. Da. Noi nu aveam net. Nu. Noi întrebam, ne mai spuneau, dacă ne spuneau unii mai mari. Ai noștri, nu știu, eu n-am avut discuții. Nicio. Despre relații ever, da. Deși mi-ar fi folosit foarte, foarte mult. Așa ce mai auzeam de la aia mai mari, de la aia cum o fi cu sexul. Bă, nu aveam internet, tu realizezi chestia asta. Da. Acum imaginează-ți că tu ai fi avut, da, iar 14-15 ani și ești bombardat de Tate, de căcat, de alt muie de ăsta prost. Bă, iau, ce tu. Ce dracu se întâmplă în creierul tău atunci, mai ales dacă ești un frustrat cu care nu vorbesc fetele, că ai prea multe coșuri pe față sau problemuțe de-astea care oricum o să se rezolve, da. Știi, sau ești mai timid sau, da. Că și eu am fost destul de timid. Și încep să pui botul la căcaturi de genul ăsta și nu m-ar mira să aibă efecte grave, să ajungi pe la 20 ceva de ani să crezi că e ok să-i dai una unei femei că vrei tu nu știu ce, că ești tu. Da, nu știu. Apropo, eu că ziceai de generații, știi? Noi nu am fost expuși la
chestii de genul ăsta. Dacă mănânci prea mult conținut de la Andrew Tate și începi să pui botul la ce spune, o soluție ar fi să îți pună Dumnezeu mâna în cap, să ai noroc, să găsești o femeie care chiar să te placă și după aia să te potolească, să te îmblânzească, să-ți arate cum e să fii cu adevărat iubit și dorit. Și... Dar, nu știu, eu sper să nu fie nimeni atât de adânc în gaura asta că se apucă să bată oameni sau să, nu știu, mi se pare... Da, tu n-ai întâlnit chestia asta, chestia asta la anumiți oameni, nu prieteni, că nu cred că avem, mai avem prieteni de ăștia, dar în colectivitățile astea de care am vorbit mai din trecut, oameni spun, păi da, spune-mi o femeie ce să fac, spune-mi o femeie la mașină. Da, chestia, chestia e foarte bine rădăcinată și aia duce la... Eu am trăit în două luni paralele. Una era ce aflam din filme, seriale, și asta era de maxim misoginism. Da. Oriunde mă uitam, asta era lumea. Și a doua era... Te uita și tu la Titanic, la... Da, m-am uitat, dar nu... Adică eu când eram mic m-am uitat la Back to the Future, unde era dita-i povestea de dragoste. Titanic, Leonardo DiCaprio nu e un model masculin de urmat, așa, sau uite, fiica Leonardo DiCaprio, pe când 007 e. E prezentat cum se îmbracă, ce ține la mână, ce bărbat bine, ce gadget-uri are. E făcut pentru bărbați, filmul ăla, orice James Bond, e făcut pentru bărbați, nu? Și este despre femeile pe care le are, despre mașinile pe care le conduce. Push McCary. Da, da, nu? Mm. Și în afară de asta sunt multe alte chestii, nu mai țin eu aminte, din anii 90, care te formau într-un fel destul de dubios. Da, dar mai erau și altele. Da, au fost, au fost multe altele. Filme în anii 90 mișto. Dar cele mai populare, astea erau, știi? Nu, normal că erau și altele. Și pentru mine erau două lucruri. Unul, ce vedeam în filme și seriale și apoi ce vedeam acasă. Ce vedeam acasă e, maică mea are, avea 13-14 angajați atunci, toți bărbați, nimeni nu mișca în front. Făcea legea, bunica mea care m-a crescut, profesoară de română, iară, era mai dură. Și îl ținea pe bunica mea sub papucă, efectiv îl mânca ăla exact ce spunea bunica mea. Se ducea, făcea, sărămâna, adică eu văzusem exact exemplu opus. Că maica mea întotdeauna a fost o femeie puternică, cu firmă, cu angajați, șefă peste ei. Și nu, cumva nu făceam legătura. Adică vedeam asta, vedeam în filme și când mă gândeam că bă, mie îmi place de fata aia, ce ar trebui să fac eu, mă gândeam că trebuie să fac ceva ca în filme. Că acasă nu vedeam, știi, modelul de relație mi se părea mai valabil ăla. Că uite cum cucerește James Bond femeia, sau știi? Apropo de generație, sunt de acord că... și cred că foarte mulți de 35-40, milenialii din România, adică generația cu cheița la gât, a crescut foarte liberă și și-a luat singura informație din singura sursă Hollywood. Și revista Bravo. Și revista Bravo, da. Ce faci dacă am făcut sex oral, rămâi însărcinată? Îți amintești primul număr? Nu, nu mă țin minte. Eu mi-amintesc primul număr. Da? Și a fost trecerea foarte bruscă de la albumul Lion King. La pagina despre sex din Bravo. Da, da. Care era citită și de mine și de toată lumea. Se plimba revista aia prin clasă. Așa, nu o bați pentru... Asta am mai citit? Aia a fost obligată să spună că e consensual, cred. Habar n-am. Interzicerea lui pe rețelele sociale s-a produs efectul fix ca la interzicerea drogurilor. Eu nu cred că trebuie interzis. Dar și aici. Dar nu înțeleg de ce... Nu înțeleg de ce pune atâta lumea botul la el. Mi se pare așa de evident un om malefic, toxic. Nu că pune botul. Îi dau bani. Îi dau bani să... Da. Să spună să ce? Chestiile astea, să ce dracu să fac? Să-și ia un par mai... Da, nu înțeleg de ce-i dau bani, spunea mea. Nu știu dacă ați văzut specialul lui Sorin Pârcălab, zice Florinel, are o parte în care povestește discuția cu tatălui despre femei, e spus într-un mod amuzant, dar reflectă ca majoritatea discuțiilor pe vremea noastră, cel puțin din ce oamenii am întâlnit eu. Da, da, și cu taică mi-am avut o discuție dubioasă despre femei. Acum nu vreau să vorbesc rău de el, că a murit, dar... Da. Nu știu, e altă generație. Eu sunt destul de... Dacă cineva mi-ar spune lucrurile astea la masă, prima mea reacție ar fi că ori exagerează pentru că e foarte nesigur pe el. Dacă n-ar fi Andrew Tate și ar fi un tip oarecare la o masă care spune că bate femeile și le domină, eu m-aș gândi că ăsta n-are nicio femeie, că nu bate nimica și că face pe armăsarul aici, că el habar n-are cu ce se mănâncă chestia asta.
Dar din moment ce o spune un milionar care inevitabil o să aibă femei, nu femei potrivite, nu relații ok, dar femei care să se învârtă în jurul unui om cu milioane de euro, o să fie. Na, nu? Da. Atunci apare, cred că asta eu e... Eu cred că ne-am axat mult prea tare pe toate căcaturile pe care le-a zis el. Că face ilegalități, și știi? Să ne axăm pe ce a făcut. Ia să omul. Trecem la articolul. Andrew Tate era violent, foarte manipulator și lipsit de orice fel de empatie. Spune o fostă iubită. Hai să vedem cum era. Presupunând că femeia asta nu caută și ea notorietate, că și asta poate fi valabil. O femeie britanică care spune că a avut o relație cu controversatul influencer Andrew Tate și el, un coleg de gașcă de al nostru, împreună cu Dragnea. Liviu Dragnea, Andrew Tate și noi. Tate, eu sunt scriitor din echipă, nu sunt influencer. Tu ești influencer. Eu sunt influencer. Coleg de al tău. Da. De-ai tăi. A povestit pentru BBC cum acesta a încurajat-o să lucreze pentru compania sa de webcam înainte de a deveni autoritar și violent. E foarte dificil pentru că nu mă simt ca o victimă, toate alegerile pe care le-am făcut au fost de bună voie, nu m-am băgat într-un sac, nu m-am aruncat în spatele unei camionete și nu m-a dus acolo. Nu m-a aruncat. Dar el știa ce face. În ce moment manipularea emoțională sau psihologică se transformă în a te forța să faci ceva? Andrew Tate și fratele său Tristan se află în arest în România în timp ce poliția investigează acuzațiile de viol și trafic de persoane. După părerea mea, din ce am citit până acum, probabil că sunt adevărate aceste acuzații. Repet, ce a zis el mă doare în pix, sincer. Da. Și, na, proștii care se uită în gura lui, whatever. Foarte sau bine, că se uită la mișto, sau că nu mă interesează. Dar la viol și trafic de persoane, frate, e grav. Da, e și când ajung la trafic de persoane, deja, what the fuck? Plus că dacă știi, e adevărat, come on, presupun că e, dar nu știm sigur, da. Încă nu s-a dat. Încă nu s-a dat, dar... Chiar, băi, nu știu, s-ar putea să nu fie. Dar dacă e, înseamnă că omul ăsta este ultimul animal de pe pământ. Pentru că nici măcar să zici că vine din condiții umile și așa a învățat el la el în sat să bată și să profite de femei. Nu, e deja milionar, e deja... De ce dracu... În afară de plăcerea ta sadică de a face rău, pentru ce să faci traficul ăsta de persoane? Că, nu că l-ar scuza. Pentru bani, nu. În sociopat. Da. Nu știu. Băi, adică... Procurorii susțin că... Diferența dintre ei și alții de care aflăm mult mai târziu prin seriale Netflix despre tot felul de dubioși e că el s-a băgat pe influențăreală. Știi? Și că lumea pune botul la chestia asta. Ce de mai zic cu oamenii. După ce a fost interzis, a crescut în popularitate și mai mult. Aici e logic. Clasic. E fix ca la manele, șmecheria mereu e atractivă pentru mase. E bine, înseamnă că tu ai avut o discuție. Nu știu la ce se referă. Se referă la discuția cu taică-miu. Honestly, pe mine mă îngrijorează profund direcția asta a generațiilor ghidate de toți influencerii de carton din mainstream. Păi de parcă înainte era mai bine. Nu știam nici noi unde dracu să ne uităm și nu erau influencer când eram eu în liceu. Da. Eram la fel de pierduți și de... Da, asta e. Cred că îți trebuie ceva timp până când... De când începi să fii atras de oameni și să vrei să ai relații, până când chiar știi să ai relații. Nu o să fie niciodată. Și întotdeauna, indiferent ce faci, indiferent în ce perioadă te naști, o să mergi pe calea greșită. N-are cum să mergi, n-ai cum să fii... Pentru că elementul principal într-o relație ok e să fii tu ok. Și tu n-ai cum să fii ok, nu? Da. Trebuie să treci prin multe și n-ai cum. Important e să pornești de la niște, cum să spun eu, principii greșite cât mai puține sau să nu, știi, să ne se bagi o chestie. Cred că asta e cea mai mare problemă cu băgatul ideilor fixe în cap, pe orice, da, nu contează. Da, da. Să fii tot timpul maleabil în chestii. Așa de greu de scos. Da. Da. Păi astea, cu cât sunt mai... Pe mine mă sperie oamenii care au chestii fixe. Indiferent că e pe misoginism, pe credință, pe whatever, știi? Da. În momentul când tu ai fixat o chestie... Ești mai degrabă de stânga politic, știi? Dar dacă ești foarte de stânga și foarte convins, păi, nu știu, e ceva dubios acolo. E ceva dubios. E ce dracu, mă? Hai, mă, că nu poți fi chiar. Știi? Mai lasă un pic. Eu sunt mai de dreapta. Dar când dreapta o ia apărătură, la fel ca și stânga când ia apărătură. Nu, nu-mi plac extremele astea. Da. Așa.
Bă, și să-ți pese, mă, să fie empatic acum aia că vin de risc. Asta e tot ce trebuie să faci, mă, că dacă ești un pic empatic și îți pasă de omul din jurul tău, indiferent ce sex, culoare, whatever, nu să poți să ajungi la inepțiile astea. Da, e trist că există omul ăsta și că, nu știu, are succes. E trist că există, nu, e trist că la câți pun botul la el, aia mi se pare, frate. Trist. Da. Eu, nu știu, da, pentru mine e greu de înțeles. E greu de înțeles omul ăsta, pentru că pare că a obținut tot confortul și are realizări adevărate în viață, cum e asta cu kickboxing, adică are o carieră frumoasă, are bani, nu știu, ar putea să trăiască mult mai bine, știi, ar putea să, nu știu, da. Altă știre. Toate astea sunt știri relativ recente. Andrew Tate se plânge că a pierdut 30% din calorii din cauza muștelor și gândacilor din închisoare. Cum și-a dat seama? Chiar? Cum și-a dat maestrul în... Ia uite-l, mă. Ți-ți place de el un pic așa? Îmi place, arată bine. Nu ți se pare că arată bine? Arată așa. Mă rog, în afară de fața asta încruntată. Bă, eu nu pot să-l percep doar fizic, știi? Și nu pot să... Nu, fizic îți pare că arată... Uite, asta din ultima știre. Uite-l, când a ieșit de la închisoare. Băi, mi se pare, mă rog, barba aș tăia-o și pare o care are un început de chelie, care, mă rog, nu e chiar foarte sexy, dar în rest, uite ce mâini frumoase are, uite ce trăsături fine are la mână, la încheietură și ce corp, nu știu, e... ce prea mult! Nu-s homofob sau ceva, don't get me wrong. Nu-mi place. Da, mă, nu știu, da, are mână, brațul, ok, na. Chiar seamănă, seamănă cu statuia David. Uite, putem să punem statuia David. Caut în paralel, nu pune acum. David. Tu vrei să faci trafic, mă, de la statuia lui David la Andrew Tate. Da. Nu, da, uite, hai să căutăm o poză. Așa. Imagini. Uite-l pe David. Așa. Dintr-o parte luat. Hai să vedem, uite... Așa. Ia. Te referi la mușchi, nu? La musculatură și la... Deci ăsta este un nu, ideal de frumusețe, cum ar fi. Era. Uite cum e mâna lui. Uite cât de delicată e și uite cum se vede musculatura și uite ce frumos are pieptul și uite-l și pe Andrew Tate. Nu ți se pare... Băi, mi se pare diferență foarte mare. Da? Da! Mai musculos, dar nu... Nu, adică uite-te la statuia lui David, uite-te un pic la degete. Da. Da? Hai să vorbim de partea artistică, hai să mărim un pic. Stai puțin. Uite-te la, bă, uite-te un pic cum e mâna asta. Da, e ascultată. E mișto. Da? Așa. Hai uite-te la butucănusul ăsta. Unde? Ce e? Nu știu, că e imaginea mai mică. Da. Adică, că vorbim de o chestie așa, estetică, mergând până la capăt. Ok. Și mi se pare că se și mișcă într-un mod atrăgător. Ai văzut cum se plimbă? Nu știu. Nu pot să adică înțeleg de ce e appealing pentru multe lume, pentru că și pe mine m-a atras. Da, mă, ok, să zicem, e un tip care arată bine. Așa. Cel mai cunoscut dintre frații milionari, Tate, se plânge că a ajuns să slăbească și că își pierde condiția fizică, pierdând 30% din calorii în cele 3 luni de când este după gratii. Așa. Viața în închisoare nu e ușoară, se plânge Andrew Tate. Influencerul transmite mesaje zilnic pe Twitter despre ce face și cum se descurcă după gratii din 29 decembrie, de când a fost arestat. Într-unul din mesaje pentru fanii săi, Tate s-a plâns că țipetele sunt singura muzică de aici timp de 24 de ore. Ți se oferă un creion, hârtie și o singură carte, 24 de ore pe zi, în fiecare zi. 3 pereți de ciment și o ușă de oțel, în final spune din nou că nu e vinovat, complet nevinovat, fără libertate, te trezești în același loc, scrie The Sun. Într-un alt mesaj, Tate a anunțat că va scrie o carte cât timp se va afla după gratii. N-am voie la computer, dar am cerut o mașină de scris, e timpul să-mi scriu cartea. Ceea ce mă face pe mine să spun că tu și cu el sunteți în aceeași branșă, voi. Ai văzut-o venind? Am văzut-o. Dar mă gândeam, bă, frate. Băi, chiar o să zică... Bă, dar pușcările... Deci... Ce sunt ele? Sunt noile muze. Da, sunt noile... Deci, pe bune, what the fuck? A aflat că îi se scade din pedeapsă dacă...
Nu, cred știi că la nu, o carte? Că, și cred că trebuie să scrii o carte academică ca să ți se scade. Nu, no, eu scriu un bestseller, ce o să fie asta, îi scade jumate, cel puțin. Crezi? Nu, nu, chiar... Nu, acum glumesc, evident, da, știi? Legea e... Ce carte academică, mă? Adică Becali a scris carte academică sau... Mă rog, cineva trebuie să ți-o semneze, un profesor universitar, să zică, da, asta e academică. Ia să vedem ce mai celve. Așa, cred că el a prins și din cauza videourilor pe TikTok cu fete care fac videouri cu men are trash, men privilege, mansplaining, da, toxic masculinity, patriarchy. Am vrut să aduc în discuție chestia asta. Ok. Pentru că tot timpul când ceva iese, vine și ca reacție. Da. La ceva și în ultimii 2-3 ani chestia care a fost foarte sănătoasă, originală de la Me Too, s-a transformat într-un man hate foarte, foarte, foarte grav, da, la care eu trec așa mai departe, că nu mai pot, adică am ajuns deja, nici nu mai pot discuta despre chestia asta, ați luat-o și voi în partea aia la altă, evident. Da. Și atunci e normal ca și astea să vină ca un de reversal medaliei, știi? Am o prietenă, nu-i spun numele, că o știi, care e foarte, foarte feministă, știi? Da, într-un mod extrem, nu... Păi da, ala-i... Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu ea, crede că sunt inamicul, nu știu, nu i-a făcut nimic, nu i-am zis nimic, crede că sunt pur și simplu inamicul. Atitudinea ei este agresivă cu mine din start, știi? Deși... Da. I don't know. M-a făcut să mă simt, dar nu cred că e așa de răspândită treaba asta, cred că e mai mult, nu știu, cred că... Nu, eu pățesc chestia asta de curând, o să mărturisesc, în care aud foarte des chestia, voi bărbați, normal că voi bărbați. Băi, și la un moment dat... Te înrează că te pune în aceeași oară. A trecut foarte mult timp până mi-am dat seama, era să izbucnesc la nivelul violent verbal, știi? Da. Adică, bă, gata, am pui mei, nu mai pot. Da. Termină cu voi bărbații, cu voi toți așa, că nici eu nu am discuții, bă, voi toate femeile, adică dacă am întâlnit trei idioate, voi toate femeile sunt idioate. Nu, da, mai las-o dracu. Mai las-o dracu, știi? Da. Și e obositoare, adică foarte obositoare. Da. Am văzut, de exemplu, pe Facebook la o prietenă, o amică, o cunoștință, mult spus, prietenă, nu știu ce, nu mai știu la ce film se uitase sau ce văzuse, chiar nu mai rețin, și domne, e ca atâta misoginie la nu știu ce. Nici de despre ce era vorba. Ai scrie un tip, efectiv scrollam pe Facebook. Băi, fii atentă, stai un pic, că nu-i vorba despre asta. Fii atent că filmul ăsta așa are rădăcini acolo, într-o piesă de teatru mai veche, care nu are treabă cu... Da. Băi, foarte... Eu am aflat chestii din comentariile mult mai tare. Reacția e, faci mansplaining cu mine și shaming, evident. Da, da. Băi, nu facă, nu, stai să vezi. Nu, nu mai pot, am obosit, ce... frate, pe mine m-am obosit. Da, dar e partea cealaltă a discuției, nu? Dacă păi și Andrew Tate e din partea... Da, din partea cealaltă, da. E din aceeași parte a discuției pe sexul opus. Da. Pe bune, adică... Cred că l-am epuizat pe Andrew Tate momentan, aș zice. Hai să vedem ce mai zice lumea. Politically correct din ultimii ani a creat Andrew Tate. N-aș merge pe atât de departe. Mi se pare o mișcare ok să poți să discuți și despre oameni care au fost ignorați, segmente de populație care ar merita mai multe drepturi. Politically correct nu mi se pare ceva nasol. Dar și nu cred că l-a creat pe Andrew Tate. Dar sigur a speculat un val de o reacție la prea mult. La bază nu. Da. Evident că se duce cu totul altceva. Da. Adică... Uite, cineva zice, e urât, măi. Băi, nu știi, că nu e urât, îmi place. Cum dracu e să fie urât? E frumos, dă-l dracu, e și înalt, nu l-ai văzut? Ce? Băi, nu știți voi să apreciați forma masculină în deplinătatea ei. Da. Pentru că mie mi se pare că e foarte frumos. Dacă n-ar fi așa de că se uită la tine urât, zici că e... Se uită urât așa, e, știi? Dar în afară de asta... Așa îți place un pic, ai recunoaște. Așa? Un pic?